distinsă doamnă Dina Cocea, iată că avem șansa să purtăm un dialog despre trecut, poate și despre prezent. În special mă gândesc la Teatru Românesc. Mergem pe drumul amintirilor. Neapărat. Bine. Ce să vă spun? Când am debutat eu în teatru, în 1935, starea de spirit euforică de după primul război mondial dăinuia încă. Așa că mișcarea teatrală românească era, ca să spun așa, în plină efervescență. În afară de Teatrul Național, vechi, cu tradiție, existau foarte multe teatre particulare și mișcarea teatrală era foarte variată. Doamna Dina, deci ați avut un teatru al dumneavoastră particular? Da, am avut teatrul nostru. Deci cum vă s-a născut ideea sau cum v-a venit? Ați simțit nevoia să vă... Am simțit nevoia, dar am fost într-un fel și obligată. Pentru că după răscoala legionarilor, noi toți actorii am cam fost dați afară din teatre. Prin anul, deci asta în 41, în ianuarie. Și atunci, fiind... Deci un eveniment istoric care a marcat într-un fel destinul... Absolut, a marcat foarte mult, sigur teatral. Că da. Și rămăsesem pe din afară, după ce avusesem un mare succes la Teatrul lui Sic Alexandrescu cu Hoții de Schiller. În toamna lui 40. În toamna lui 40, când a fost cu tremurul. Da. Noi au venit apoi legionarii și a trebuit să plecăm din teatru. În sensul că legionarii au interzis ei teatru, nu, spectacol. Nu, atunci nu au interzis teatru. Sau a interzis Antonescu după, exact, după ce a reușit să-i... Așa a fost o perioadă groaznică în care am jucat... Dar ce vi se imputa efectiv? Imputau nimica. Nu erau timpurile pentru așa ceva. Trebuia la ora 5 după masă să fie acasă. Era stare de necesitate. Stare de necesitate. Și atunci m-am gândit, trecuseră câteva luni, nu mai vedeam, Teatru Bulandra nu mai exista, dăduse faliment, Teatrul Sic Alexandrescu dăduse faliment. Și atunci am înființat acest teatru cu trei nebuni, că așa se spunea despre noi, Forieterle, Eugenia Zaharia, de la Teatrul Național, și Petre Novi. Și așa am început și Ion Shahigian, care a fost mentorul nostru și căruia îi datorăm cele mai mari succese. Și ați jucat în perioada războiului, deci el tot a funcționat... Tot timpul în primul război, până în 49. Vreau să vă întreb un lucru, doamna Dina, și că am ajuns la punctul ăsta de cezură între două epoci. Da. Să luăm ca punct de reper anul 1945, instaurarea guvernului condus de doctorul Petru Groza. Atunci a început o altă eră pentru teatru. Păi, tocmai asta, vreau să vă întreb dacă acest pendul al istoriei foarte dur pentru destinul românesc, cel puțin, da, a afectat și cum a afectat, cum îl vedeți astăzi? Dumneavoastră, deci ați reușit să creați un teatru în care ați jucat sau cu care v-ați reprezentat într-o perioadă foarte dură, cea a războiului. Foarte dură, dar a fost cea mai dură, a fost perioada secetei, a naționalizării. Când lumea efectiv nu mai putea să vină la teatru sau nu mai venea. Dar nu mai aveam dreptul, s-au etatizat toate teatrele. Deci, Teatrele particulare au dispărut și toți actorii au fost regrupați sub pulpana Teatrului Nou Național și în diversele teatre de stat care s-au creat atunci. Dar vreau să vă întreb, dintre noi reprezentanții ai puterii de la București, au fost câțiva sau unul sau doi sau câți or fi care să fie avut grijă? În sensul ăsta că teatrul totuși e de 2000 de ani și trebuie într-o anumită măsură promovat, protejat. A existat cineva în anii ăia, mă refer în anii Prolet Cult, în anii teribili ai deceniului 5? Era o politică de stat.
O politică de stat în sensul de a proteja teatrul sau? Da, da, asta, teatrul a fost foarte teatru protejat. De stat. Teatrul de stat a fost foarte protejat. Nu mai exista teatre particulare. Inițiative particulare nu mai existau în niciun domeniu. Dar teatrul a avut o perioadă înfloritoare în perioada respectivă. Cu amendamentul că... De ce? Pentru că toți mari actori din toate teatrele particulare au fost regrupați în, la Teatrul Național și la Teatrele de Stat. Câteva, câte mai erau, care s-au înființat atunci. Câteva teatre de stat. Plus în provincie, teatre care s-au creat atunci. Așa că pentru teatru a fost o perioadă înfloritoare. Dej, de exemplu, Gheorghe Gheorghiu Dej venea la teatru, avea... Să zicem, cu... sau Groza, sau... Vreau să vă spun un lucru. Se vorbea odată, un ministru a fost întrebat dacă merge la teatru. Și el a răspuns, îmi place teatru, dar mă plictisește. Cam astea erau raporturile oamenilor politici cu teatru. Politicienii noștri nu veneau la teatru, în schimb veneau consilierii sovietici. Da, aveau o activitate intensă în teatru. Și cu mână forte. Depindeți în minte că Ion Manolescu a fost foarte jignit, era unul din primii actori al Teatrului Național și interpreta un personaj într-o piesă sovietică. Și la vizionare, consilierul sovietic, cu brutalitate și cu destulă mârlănie, i-a spus că nu coincide, nu corespunde rolului și l-a scos din spectacol. Adică erau multe jigniri de acest fel. Unii au fost puțin mai acceptabili, dar unii au fost absolut și incapabili, incompetenți. Și trebuiau totuși să ții seama de ce, de hotărârile lor. Se spune că în perioadele dificile cultura are rezultate mai bune, în sensul probă ăsta. Că în timpul războiului, paradoxal, a fost o perioadă foarte înfloritoare pentru teatrul românesc. Atunci s-au înființat Teatrul George Vraca, Teatrul Maria Filoti, Teatrul nostru, care îl conduceam eu, Teatrul Sica Alexandrescu, Teatrul Radu Beligan, adică a fost o perioadă care n-a durat mult, a durat până în anii secetei și naționalizărilor, așa mai departe, și venirea comuniștilor la putere, dar în perioada războiului a fost o perioadă culturală excepțională. Antonescu cred că totuși venea la teatru. Nu venea. Avea relații cu teatru. Nu. Dar Carol al II-lea... Oh, nici atât. Nu avea timp. Nici atât. Deși el a fost un rege care, se spune, că a sprijinit cultura în sensul... A sprijinit cultura, a sprijinit, cred, Biblioteca Națională, dacă nu mă înșel, dar nu, cu teatrul nu avea nicio treabă. De altfel, în timpul dictaturii lui Carol al II-lea, teatrele au suferit foarte mult, pentru că se adâncise criza economică. Apăruse cenzura pentru prima oară în teatru. Deci prima oară, deci în perioada regimului de autoritate a lui Carol. Sigur că da. Dar în timpul lui Antonescu nu avea cenzură sau nu, în timpul războiului? Nu. Foarte interesant. Nu. Dacă eu în timpul războiului, deci când erau nemții mari și tari la noi, eu jucam piesele lui O'Neill și a lui Bernard Shaw și piese franțuzești. Deci nemții nu aveau... O singură dată în 4 ani am fost obligată de Ministerul Culturii să interpretez, să joc în teatrul nostru și o piesă germană. Și am ales un clasic, Hegel, cu doamna Bulandra care a jucat rolul principal. Vreau să vă întreb câte ceva despre Părintele Galaction, dacă l-ați cunoscut. Părintele Galaction a fost cel mai bun prieten al tatălui meu. Sfântul, cum îi spuneam eu când eram copil. De altfel, tata avea foarte mulți prieteni și dușmani, bineînțeles. Și a făcut și pușcărie datorită ideilor lui.
în pușcărie în perioada interbelică? Deci, interbelică, da. Nu are interbelici. Era de orientare socialistă. A fost condamnat pentru crimă de lese majestate. Împotriva lui Carol al II-lea? Nu, al lui Ferdinand. Al lui Ferdinand, deci în perioada da. De dinainte de moartea lui Ferdinand. Anii 20-27, cam așa? 27-28, cam așa. Am înțeles. Și a făcut închisoare, deci? Și a mai făcut încă o dată. A mai făcut el de vreo 2-3 ori pușcărie. O dată în Moldova, o dată la Târgu Jiu. Tot înainte de război? Înainte de război. Pentru convingerile da, socialiste? Da, bineînțeles. Era un luptător, tata. Lupta pentru, împotriva nelegiuirii, a minciunii, a nedreptății. De altfel, pamfletele lui stau mărturie a felul în care lupta pentru dreptate, pentru libertate, pentru adevăr. De aceea și avea și mulți dușmani, dar și foarte mulți prieteni. Dar redacția lui de la Facla era o plăcere a mea când eram copil, fugind de la școală, să viu la tata la redacție. Acolo se aflau scriitori, gazetari, tovarăși de luptă ai lui, poeți, studenți, ziariști foști și viitori ziariști. Deci, toți acolo era o atmosferă incendiară. Aveam ce asculta și vedea. Tata era încruntat, trăsnea și fulgera. Lucru care nu era în firea lui, pentru că el era o fire foarte veselă. Acasă întotdeauna era de o veselie nebună, cu hohote de râs, glume, snoave. Și Părintele Galacton venea la dumneavoastră? A, sigur că da. Era foarte des alături de tata. Când a murit Nedecocea? 49. Cum, ultima cum lui decepție a fost arestarea lui Pătrășcanu. Arestarea lui Pătrășcanu? Da, cu care era foarte bun prieten. Pe Zilber l-a văzut? Cum să nu? Zilber și cu Pătrășcanu, noi eram refugiați în Colentina, într-o vilă din Colentina, în timpul bombardamentelor, și Zilber, Torostean și cu Pătrășcanu au venit în noaptea de 23 august, adică respectiv în dimineața de 23 august, au venit și s-au refugiat la noi și trei zile au stat cu tata. Începuse experimentul sovietic asupra României. Cum l-a privit Nedecocea după 45? După primii ani de entuziasm, pentru că el credea sincer. La fel ca Panaiti Strati. Exact. A fost absolut cam identic. Până a început decepția, care s-a adâncit. Decepția în 45, după 45, după... Cam prin 46. 46. În primul an a fost entuziast, știu că mă ruga și pe mine să mă duc la conferințele lui, adică era plin de elan și de speranță. Dar foarte repede s-a dezmedicit. Considera compatibil socialismul cu ideea creștină? Prietenia lui cu Galacton. De asta mă... De altfel, ultimul om pe care l-a văzut tata înainte să moară a fost Galacton, care a venit să-l spovedească. Foarte interesant. Ce o fi spus la spovedanie? Că astea sunt lucruri de... Asta n-am știut niciodată. Oarecum Dostoievskianu putea mi-a fi. Mi-a spus mie, când am intrat peste câteva minute după ce a plecat Galacton, mi-a spus... L-am făcut pe cel mai mare fericit pe Gala Galacton. Probabil a fost foarte afectat de ce i s-a întâmplat lui Pătrășcanu. Deja asta, Pătrășcanu era arestat și poate da. Că e bine că nu a prins și deznodământul. În ce an a murit? În 54 a fost executat. Nu l-am prins, dar era arestat atunci. Pătrășcanu fiind promotor al ideii naționale. Sigur în formula... Da. Și asta era și tata. Vreau să mai vorbiți despre teatru și despre rolurile care v-au fost cele mai dragi. Am jucat mult la doamna Bulandra, când am fost angajată la doamna Bulandra. Au fost primele mele succese de actriță atunci.
actor, am avut teatru nostru. Un flagrant delict, ați avut succes? Am avut succes, da. Venisem de la Paris cu puțin timp în urmă, unde îmi făcusem eu studiile și aveam încă un aer parizian. Care studiile față de, în general, de ceilalți, distonam într-un fel. Dacă se poate spune că distonam. Dar știu că era o modă că unii tineri actori făceau studiile la Paris sau își completau studiile. Își completau în general studiile. Erau puțini atunci care să-și facă studiile la Paris, dar își completau în timpul verii, plecau la Paris, să-și completau studiile. Așa că primele mele succese, de cum era pe vremea aceea, se spunea roluri de cochetă. Era... Ați fost și sunteți o frumusețe, să nu ne ascundem, deci chipul care e la... Și în orice caz aveam o eleganță pe care era aparte. Și la teatrul nostru însă am avut primele mele mari succese de... Compoziție. Și de compoziție, dar serioase, dramatice. Da. Acolo am jucat Onin, Patima de Subtul, Meana Cristi, roluri importante din Bernard Shaw, Flora Reasa. Am jucat o piesă scrisă de tata pentru mine, Canalia. Am jucat, în afară de Bernard Shaw, iarăși, de Shakespeare, A 12-a noapte. Adică am avut succese frumoase atunci. Lucru care nu s-a mai întâmplat un an de zile la Național, unde la început, fiindcă fusesem directoare de teatru, am fost ținută de Zaharia Stancu cam la coada teatrului. Perioada 60. Până în 60. Până în 57, 58. După care iarăși ați început să mai joc. Și urmă, imediat ne-am început, bineînțeles, și am avut succese din nou. Cel mai drag rol care l-am jucat atunci a fost Regina Elisabeta din Maria Stuart. Vreau să vă întreb dacă perioada de deschidere de după 65 a fost una de deschidere și în sensul repertoriului pentru teatru românesc, de relaxare. A început, sigur că da. În sensul că care teatrele... Care a deschis până în 68. Au început din nou turneile în străinătate, da, sau exact, plecări ale trupelor de actori? Și adevărul e că erau spectacole de mare ținută. Se juca Trei Surori, era Fata fără zestre, adică spectacole mari. Care, bineînțeles, meritul erau și al lui Sica Alexandrescu și al noilor regizori, Moni Gheler, Terfinții. Cu mare forță, da. În arta aceasta a spectacolului. Iar perioada... A fost o perioadă înfloritoare pentru teatru. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat după 90, doamna Cocea? După 90... În teatru. Explozia asta. Au apărut și trupe particulare, poate nu de... Explozie, dezordine... greu de spus. Au fost niște spectacole care au marcat într-un fel teatrul românesc. Venirea lui Andrei Șerban cu trilogia, apoi venirea lui Hauswater cu un spectacol foarte dur la teatru, foarte special, nu dur, să nu dau eu etichete. N-am... La teatru Odeon au pus Cătușe Florilor. N-am fost deloc adepta unor asemenea spectacole, eu sunt tradiționalistă, mă împac greu cu acest gen de spectacole. Așa că cel puțin de 3 ani de când nu mai duc la teatru, nu regret că sunt unele spectacole pe care nu le văd. Mi-e dor de teatru, aș vrea să văd, aș fi vrut să văd și Regina Mamă și piesele în care joacă Iordache. Adică e o suferință pentru mine că nu mă mai pot duce la teatru. Dar pe de altă parte, zic, Doamne, bine că nu mă duc să văd ce se joacă. Vreau să vă întreb dacă la Paris nu se experimenta în anii avangardei. Nu existau experimente în teatrul, deci în complexul ăsta care este Parisul. Sunt convins că acolo dintotdeauna s-a jucat și în stil clasic, dar și în stilul cel mai modern posibil. Sau echilibru sau relația între clasicitate și modernitate e una mai filtrată?
diferența este între teatru bun și teatru prost. Și de pildă acum, fiindcă citesc încă multe piese franțuzești care se joacă, găsesc că este teatru prost. Nimic nu mă încântă din ceea ce citesc în momentul de față despre teatru francez. Adică este o perioadă, cred eu, de scădere. Sunteți un secol de teatru, doamna Cocea. Adevărat un secol și de teatru. Și vreau să vă întreb un lucru. Pornind de la... Da, să știți că momente de avangardă am avut și noi. Păi tocmai de asta. Cum? A fost teatru Masca, al lui G.M. Zafirescu, unde au jucat Tanții Cocea și mulți actori, Mani Antonova, și care erau foarte tineri pe atunci. Și teatru era un teatru de avangardă, care a adus în mișcarea teatrală românească ceva nou. Primenirea, o revigorare. Și un suflu care... Da, un suflu. A fost, am avut. Tocmai asta poate se întâmplă și acum. Dar și n-aș veni... putea să spun că acum este teatru de avangardă. Nu mi se pare. Poate că greșesc, dar bine, nu mi se pare. Nici nu se discută, deci asta e rostul dialogului. Vreau să vă întreb, fiind un secol de teatru, repet, mă gândesc la ce spunea Shakespeare în Hamlet, că actorii sunt cronica vremurilor. Oglinda vremurilor. Și că mai bine un epitaf prost după moarte decât să ajungi în gura unui actor. Cum percepeți destinul actorului în acest secol care a trecut? E unul tragic, e unul care se apropie de destinul vechi, de dintotdeauna al teatrului, poate cel antic, poate cel medieval? Eu cred că a fost un destin fericit al breslei noastre actoricești. Pentru că am trecut timp de decenii prin tot ceea ce se poate, tot ce poate fi mai elevat, mai frumos ca dramaturgie. Deci bucuria actorilor, chiar în perioada când erau foarte prost plătiți ca acum, erau fericiți că au contactul acesta direct cu dramaturgia, cu ideile nobile. Se juca Ibsen, se juca Strindberg, adică era o fericire pentru actori. Cu misterul teatrului. Exact. În relație cu misterul. Ceea ce am impresia că în momentul de față nu există. Și totuși se abordează piese din repertoriu clasic, universal. Cele care sunt din repertoriu clasic, dacă nu sunt interpretate regizoral în contra textului, cum se întâmplă. Considerați că există o dictatură a punerii în scenă a regizorului? Sigur că da, totdeauna a existat o dictatură, dar depinde ce fel de dictatură. Am admis întotdeauna dictatura lui Victor Ion Pufa, care era un dictator, sau lui Finzi, sau lui Gelerter, dar depinde ce dictatură. Asta trebuie să o spună tinerii actori de astăzi. Cum consideră ei dictatura regizorală? Aș fi foarte curioasă să știu. Ce ați vrea să le spuneți celor care se apucă acum de meserie și în general actorilor care... Iată, vor fi slujitori ai taliei în mileniul în care tocmai am intrat. Ceea ce aș vrea să le spun este să creadă în arta lor. Și să nu-și bată joc de arta lor. Doamna Dina, dar relația între actori, relația între actor, regizor, relația eternă din teatru. A fost totdeauna o relație conflictuală, de multe ori, dar și o mare solidaritate. Deci între conflict și solidaritate. Exact. Eu vă mulțumesc și sper că
Totuși veți ieși să mai vedeți câteva spectacole bune. Aș vrea, dar nu cred, mi-e dor de teatru, dar sunt fericit acasă, mă uit la televizor, văd și filme bune, unele mai proaste, altele mai bune. Am omis un lucru și iată, spre final vreau să-l refac. Relația dumneavoastră cu filmul a fost mai discretă? A fost nulă. Aș putea nu spuneți așa, totuși... A fost nulă. După un debut foarte promițător în O noapte de pomină cu Timică, în regia lui Jahighean, au urmat ani de tăcere, iar tipul, că de aici sunt, tipul în timpul sovieticilor, n-aveam fizionomia femeie muncitoare. Am avut câteva decepții cu unii regizori. Am avut o mare încredere în Pintilie. Dar... De ce v-a decepționat domnul Pintilie? Pentru că speram mult mai mult în el. Credeți că a abjurat de la ceva sau...? Nu, asta a fost natural lui, asta a fost... Dar eu am crezut mai mult în el. Poate că este vina mea. Dar această obsesie a urâtului, a murdarului, a răului... Există o estetică a sordidului. Există această estetică a sordidului cu care eu personal nu sunt de acord, pentru că așa cum era, cum spunea tata, iubești tot ce este frumos în viață. Faptul că cinematografia românească este așa cum e, nu se datorează numai banilor, lipsei de bani. Se datorează și concepții unor regizori, cred.